După ce timp de un an de zile românii au putut aduce în voie mașini second-hand din vestul Europei fără să fie speriați de plata unei taxe de poluare, acum Ministerul Mediului anunță că de anul viitor vom avea o nouă taxă auto. Primii pe care îi va ustura buzunarul vor fi cei care au mașini mai vechi de 10 ani. Dar asta nu înseamnă că cei cu mașini noi vor fi scutiți de taxe, nici vorbă. Formula finală a legii taxei auto prevede că plata se face în funcție de componentele mașinii. Anunțul despre noua taxă vine însă și cu o veste bună. Românii vor avea la dispoziție o perioadă de acomodare. Cum ar veni să se obișnuiască cu ideea că dacă își doresc o mașină, pe lângă prețul acesteia, trebuie să mai scoată din portofel și niște bani care vor merge în vistieria statului. Haideți să vedem ce spune ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, despre noua taxă de poluare. Nu este vorba despre o taxă de poluare sau timbru de mediu sau o altă denumire care se includă cuvântul taxă. În schimb, am susținut și voi susține în continuare că poluatorul plătește și nu numai în cazul emisiilor de CO2, și în cazul deșeurilor și în celelalte cazuri, cel care poluează trebuie să plătească. Forma finală se apropie. Important este că ne dorim ca pentru a putea să fie implementată această contribuție, care nu va însemna o singură componentă, ci mai multe componente, să aibă loc și o informare a cetățenilor și poate includerea în acest proiect, a acestui program și a unei perioade de grație pentru acomodare, pentru informare și pentru a da posibilitate cetățenilor să poată într-un timp mai scurt sau mai lung să ia o decizie cu propriul autovehicul care este mai vechi de 10 ani. Cu alte cuvinte, ministrul mediului le propune românilor să își cumpere mașini noi ca să plătească o taxă mai mică sau, și mai bine, să își cumpere mașini electrice nepoluante. Se vor aplica la toate mașinile, eu făceam referire la reînnoirea parcului auto, acelea pentru care Guvernul României prin Ministerul Mediului și Administrația Fondului de Mediu alocă ecobonusuri, deci prime de casare de 6.500 de RON pentru programul Rabla Classic, deci cel mai longeviv, care spuneam că se află la 14-a ediție, sau pentru cel Rabla Plus, cum se numește, respectiv achiziționarea unor mașini 100% electrice sau hibrid plug-in. Un lucru cert e că mașina viitorului e cea electrică. Chiar și în România, în acest an, vânzările de mașini integrale electrice sau hibrid au crescut cu 145%, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Pe piața din România s-au comercializat 740 de mașini electrice și plug-in hibrid, cu încărcare la priză în primele 10 luni ale anului, în timp ce segmentul de mașini hibrid fără încărcare la priză a ajuns la aproape 2800 de unități. Constructorul Volkswagen este lider la vânzări de automobile electrice. A vândut în primele 10 luni ale anului 206 unități față de 40 în aceeași perioadă a anului trecut. Pe locul 2 se situează BMW cu 140 de unități vândute. Locul 3 e ocupat de Smart, iar Renault ocupă locul 4 cu modelul electric Zoe.